În perioada 1 ianuarie-30 noiembrie a anului în curs, la nivelul județului Mehedinți au fost vacantate de către angajatori un număr de 5.686 de locuri de muncă, dintre care au fost ocupate aproximativ 4.800. Directorul executiv al AJFM Mehedinți, Ioan Suru, susține că acesta este un lucru îmbucurător, mai ales că aproape 1.200 dintre cei care au ocupat aceste locuri de muncă erau șomeri cu vârsta de peste 45 de ani, cei care sunt încadrați mai greu pe piața muncii. V-aș vrea să spuneți câte locuri de muncă au fost anunțate în acest an de agenții economici și câte s-au ocupat de la începutul anului până în prezent? De la 1 ianuarie 2014 până la 30 noiembrie 2014 au fost vacantate de către angajatori un număr de 5.686, deci aproape 5.700 de locuri de muncă și au fost ocupate prin diferite metode din 5.700, 4.800 de locuri de muncă. Ceea ce este un lucru îmbucurător, din aceștia 1.200 sunt șomeri care au avut peste 45 de ani și care și-au găsit un loc de muncă. E adevărat, este puțin și locurile de muncă sunt puține în județul Mehedinți. Sperăm ca și județul Mehedinți încet, încet să facă progrese în privința dezvoltării locurilor de muncă, a investițiilor, pentru că avem oportunități, după opinia mea, să se găsească. Mai trebuie preocupare.